Aș vrea să încep predica din această dimineață de la un cuvânt din cartea lui Ezechiel. Spune la un moment dat profetul acesta că a fost o vreme când mulțimea de oameni au început să alerge după un om și nu după Dumnezeu. Veneau la acest om mulțimea cu grămadă. Pentru oameni, omul acesta era ca un cântăreț plăcut. Oamenii se simțeau bine în prezența lui, erau încântați. Dar spune acolo în capitolul 33 profetul, când se întorceau oamenii din prezența lui acasă, nu împlineau nimic și continuau să trăiască după poftele lor. Mă tem că am ajuns vremea lui Ezechiel când generația noastră aleargă după oameni, după senzațional, după încântarea urechilor și a simțămintelor și nu mai alergăm după Dumnezeu. De aceea e așa de puțină trăire cu Domnul și relație cu El. De aceea suntem atât de seci în cântare, în rugăciune, în receptivitatea Evangheliei și impunerea ei în practică, o generație tot mai seacă, tot mai fără nădejde și tot mai fără bucurie, deoarece ne lipsește experiența unei vieți trăite cu Dumnezeu. Facă Domnul ce se spunea aici, să luăm seama și să fim oameni care și facem, nu doar auzim și cunoaștem. Pasajul care s-a citit în această dimineață prezintă dialogul dintre doi învățători importanți. Oamenii aceștia dezbăteau o temă de o importanță capitală. E vorba despre cea mai importantă temă care poate fi dezbătută în lumea noastră, și anume moștenirea vieții veșnice. Vreau să vă spun că acești doi învățători erau foarte diferiți. E o distinție foarte mare între unul și celălalt. Unul din învățători, ne spune Scriptura, era venit de la Dumnezeu. Și la un moment dat un om când a stat în prezența lui zice, știu de unde ai venit. Că nu ești venit de la oameni, ci de la Dumnezeu. Celălalt învățător, spre deosebire de acesta, era venit tocmai de la oameni. Unul venit de la Dumnezeu, celălalt de la oameni. Știți că primul despre care am amintit n-avea nicio facultate, niciun doctorat, nici măcar o zi de școală. Celălalt, dacă studiem istoria evreilor, avea o anumită pregătire pământească, umană, limitată. Dar diferența între ei e că primul despre care am amintit cunoștea toate lucrurile acestui univers. Însă al doilea, cu toată pregătirea lui umană, le cunoștea într-un mod limitat. Cunoștea foarte puțin. Pe lângă primul despre care am amintit. Fiindcă pregătirea primului era una divină, era una cerească dintr-o altă sferă și nu din sfera umanității limitată și pământească. Primul de care am amintit este Iisus Hristos Domnul, mărit să-i fie numele. Iar al doilea este un învățător al legii, slujba lui era cunoașterea și interpretarea legii. Celălalt era dătătorul întregii legi. Știți care e marea diferență pe lângă cele amintite între acești doi? Primul era bun și la teorie și la practică. Cunoștea totul pe din afară și împlinea absolut tot. Acesta este Iisus Hristos Domnul. Al doilea era bun, am zice noi, de 10, doar
la partea teoretică, însă lua un mare de patru în fața lui Hristos la ceea ce noi numim aplicație sau împlinire. Fiindcă Iisus i-a zis, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Printr-o simplă deducere înțelegem că de fapt el până în momentul de față știa doar ce trebuie să facă, însă n-a făcut și n-a intrat în contact cu viața veșnică. De aceea, astăzi, aș vrea să pun pe tapet înaintea dumneavoastră un om bun la teorie, dar slab la practică. Și vreau să înțelegem următoarea idee, care este ideea de bază a întregului paragraf. A face e mai important decât a ști, decât a cunoaște. În ochii Mântuitorului, ceea ce facem e mai important decât ceea ce știm. Dar asta nu înseamnă că o cunoștință bună nu e necesară. Ba, e necesară și e normală. Dar limitarea la cunoaștere, fără aplicarea cunoașterii bune, n-ajută la mare lucru. A spune că n-ajută la nimic. Tot paragraful acesta subliniază acest mare adevăr, care trebuie să fie răsunător pentru noi. A face e mai important decât a ști. Știți că omul ăsta a făcut patru greșeli fatale. Le consemnează întregul paragraf în viața lui, fiindcă s-a limitat la cunoaștere. Am citit undeva, într-o carte, că un învățător al legii trebuia să știe aproape 8.000 de versete pe de rost. Adică la teorie era bun. Mă gândeam când trăia fratele Simionuc și spunea versete pe de rost și ne corecta la o virgulă, la un punct, la un semn al exclamării. Omul ăsta poate știa mai bine Scriptura Vechiului Testament decât chiar fratele nostru Simionuc. Dar la partea de aplicație, la partea de trăire, era un falimentar, fiindcă el nu făcuse. Când i-a dat Domnul pilda aceea foarte ilustră, la final Domnul i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Din nou deduce că el nu făcuse. A face e mai important decât a ști. Patru greșeli vreau să le consemnez astăzi pe care omul ăsta le-a făcut tocmai din faptul că el doar cunoștea, dar nu aplica în viața lui ceea ce trebuia aplicat. Prima greșeală, a venit la Iisus și până aici totul e bine să vii la Iisus. Numai că el a venit la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos, cu o motivație greșită. A venit la Iisus cu o motivație greșită. Versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Motivul prezenței lui înaintea Mântuitorului nu era un motiv benefic, nu era o tendință spirituală deosebită, ci motivul lui era ispitirea, dacă vreți în alți termeni, probarea sau testarea Mântuitorului. Se naște o întrebare. Pot să vin eu la Iisus cu o motivație greșită? Și dacă se poate, când? Un om, spre exemplu eu, spre exemplu dumneavoastră, când anume venim la Domnul cu motivații greșite? Cu un scop greșit, dacă vreți. Mai întâi dați-mi voie să vă spun că omul vine la Iisus cu o motivație greșită când pune întrebări Domnului, nu de dragul de a cunoaște voia lui Dumnezeu, ci de dragul de a-L pune pe Iisus la probă, la examen, de a-L ispiti. Intenția acestui învățător n-a fost cunoașterea în detaliu a voii lui Dumnezeu ca să cunoască voia Domnului și mai bine, ci intenția lui era alta, pot să-L ispitesc. Pe Mântuitorul?
Nu cumva pică Mântuitorul testul înaintea mea și o să se facă de minune, de rușine? Spune Biblia la un moment dat că un alt învățător al legii, când a auzit gruparea asta a fariseilor, a auzit că Iisus a astupat gura saducheilor. Unul dintre ei, tot un învățător al legii, s-a dus la Iisus, știți cu ce scop? Ca să-L ispitească. Și știți ce a zis? Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Credeți dumneavoastră că El nu știa? Păi dacă aproximativ 8.000 de versete trebuia să le știe pe din afară, El era conștient ce scrie în lege și care e cea mai mare poruncă. Numai tendința Lui era din nou aceasta. Pot să-L ispitesc pe Mântuitorul? Dacă saducheii și-au astupat gura și n-au mai avut nicio replică, și-au dat dovadă că sunt niște învinși, noi, gruparea saducheilor, punându-L la test, la probă pe Mântuitorul, oare nu putem să ieșim noi în avantaj câștigători? Și să se facă o diferență între saduchei și noi, gruparea fariseilor? Dați-mi voie să vă spun în această zi că uneori și noi punem întrebări lui Dumnezeu. Și din lipsă de judecată, de multe ori nu facem altceva decât să-L ispitim pe Mântuitorul. Am auzit oameni care pun întrebări Domnului cu privire la suferința lor. O mulțime de întrebări. Și aproape toate încep în felul următor. De ce mi se întâmplă mie? De ce tocmai de data aceasta? Și continuă lista cu întrebări. Și oamenii uită că în împărăția cerului să intră prin multe necazuri. Nu cum spun cei din zilele noastre care promovează Evanghelia prosperității, că de fapt totul este ros și un cer senin și predică numai despre un Dumnezeu bun, uitând că Dumnezeul nostru este și altfel prezentat în Scriptură. Oameni care pun întrebări cu privire la pierderile lor, la falimentele lor, la serviciul lor, la afacerea lor. Și de cele mai multe ori, prin întrebări, vor să dea vina pe Dumnezeu în fața căruia stau, uitând că de fapt în orice împrejurare vina e noastră și nu a Lui, fiindcă El e suveran și e fără greșeală, noi suntem limitați cu multe greșeli. Mă întreb atunci când cineva are o problemă și merge, de exemplu, la 10 proroci, măcar că Domnul i-a vorbit prin primul, dacă a fost omul lui Dumnezeu, nu cumva îl ispitim pe Dumnezeu în astfel de situații? Știți ce a zis un om al lui Dumnezeu în Isaia 7:12, numele lui e Ahaz? A zis el, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Măcar că a avut șansa aceasta, ne spune Scripturile, la locul acela de față. Și el a zis, nu vreau să cer nimic, nu cumva să-L ispitesc pe Domnul. A venit la Iisus cu o motivație greșită, înseamnă a-I pune întrebări în taină, în public, indiferent cum. Nu de dragul de a cunoaște voia Lui mai mult, ci de dragul de a-L testa, de a-L ispiti pe Mântuitorul. Știți când mai putem veni noi cu o motivație greșită la Iisus? Înaintea Lui? Atunci când noi vrem să ne etalăm spiritualitatea noastră în comparație cu altora. Să arătăm cât de grozav, cât de bun, cât de spiritual, de duhovnice suntem noi față de alții. Spune Scriptura în Matei 9, versetul 14, că ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis. Au venit la Iisus. Nu-i rău să vii la Iisus, dar ce se ascunde în spatele prezenței noastre înaintea lui Iisus? Știți ce au zis ei, acești oameni? De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Primul lucru care cred că a fost în mintea lor, uite la ce nivel spiritual am ajuns noi. Și uită, ucenicii tăi cu care stai de vorbă, pe care îi înveți,
Ei nu postez deloc. Ei sunt slabi la capitolul spiritualitate. Observați comparația dintre ei și ceilalți. Dacă noi venim în locul acesta, în prezența lui Iisus, și în mintea noastră, nu e a ne face mai buni, mai spirituali, mai plini de credință, cum s-a mintea aici, și tendința noastră e de a ne compara cu alții, indiferent de confesiune, și de a ne etala spiritualitatea, atunci motivația noastră este una greșită. Zicea fariseul, în același loc, în templu, în această casă, suntem mai mulți oameni la părtășie și în mintea unora s-ar putea să se petreacă ceva și în mintea altora altceva. Fariseul spunea, îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca ceilalți oameni. Primul lucru care îl face, se compare cu alții. Alții sunt răi, păcătoși, el era bun. Postesc de două ori pe săptămână, după cum spunea legea lor, lunea și joia, așa posteau fariseii, zice, dau zecială din toate veniturile mele, eu sunt bun. Dar uite cum sunt alți, trăiesc în imoralitate, îi savar după câștig, răpăreți, cum spune acolo pasajul. Și există tendința asta în firea noastră pământească, care nu este schimbată de Dumnezeu, din nefericire, să ne comparăm cu alții și să declarăm despre noi că suntem mai buni. N-am rezolvat nimic. Atunci venim la Domnul cu o motivație greșită. Știți că și pe la noi dă duhul ăsta de mândrie de multe ori? Eu l-am văzut în viața mea și am început să mă rog lui Dumnezeu să trec peste asta și mulțumesc Domnului că m-a ajutat. Am fost în biserici în care unele predici au ieșit grozav și au venit la mine tineri și mai puțin tineri ca să mă felicite. Și am zis, mă, n-o da peste mine duhul ăsta de mândrie. Dar apoi când stăteam eu acasă în camera mea singur și mă gândeam, mă, și știți, aproape că vorbim în gândurile noastre. Și aproape credem ceea ce gândim. Știți că sunt oameni care zic, eu predic cel mai bine, eu cânt cel mai frumos, eu dirijez cel mai bine, eu mă rog cel mai tare în biserică, eu sunt cel mai punctual la biserică, eu, dacă vreți, sunt cel mai pocăit. Auzam experiența unui prieten slujitor, a zis că a fost într-o biserică și a ieșit o predică deosebit și toată mulțimea era încântată. Și la urmă au dat mâna cu el, l-au felicitat, i-au adus laude, aprecieri și la o săptămână predica în altă biserică. Și cel care l-a invitat a zis, mă frate, zice, am auzit multe predici bune prin dumneata, dar zice, nu știu astăzi, ai fărăcit, bolnav, zice, parcă nu ți-a ieșit nimic. Și a zis așa, m-a smerit Dumnezeu numai la o săptămână după lucrul acesta. Știți când venim noi cu o motivație greșită la Iisus? Când vrem să ne etalăm spiritualitatea noastră în comparație cu altora, declarând acest lucru, că noi suntem mai buni decât alții. Prima greșeală care o face învățătorul legii este aceasta. El a venit la Iisus cu un gând rău, adică cu o motivație greșită. Eu vă întreb pe dumneavoastră astăzi, cu ce motivație ați venit aici? În prezența lui Iisus. Una bună, sinceră, de a-L căuta pe El mai mult, de a-I descoperi voia în Evanghelie, în cântare, la timpul de rugăciune, sau pentru a pune unele întrebări care să-L ispitească pe Domnul în mintea noastră, în rugăciunile noastre și pentru a ne etala spiritualitatea personală, simțind noi sau gândind că suntem mai buni decât alții. Știți ce greșeală a mai făcut omul acesta, învățătorul legii? A doua greșeală. Pentru că el s-a limitat doar la cunoștință, la a ști ceea ce trebuie să fie știut. Dar n-a trecut la capitolul numit practică. Știți că în școală, mai ales în școala profesională, este aspectul acesta al teoriei și apoi se trece la practică. Deși spun, din nefericire, chiar și când am făcut eu profesional, înainte să mă duc la liceu, teoria era teorie, dar la practică
puțin. De multe ori eram lăsați în atelierul de practică să facem ce vrem noi. Și ce credeți că făceam? Nu făceam nimic. Omul ăsta a mai făcut o greșeală, destul de mare. El a crezut că moștenirea vieții veșnice se obține prin eforturi omenești. Dacă facem anumite sacrificii, anumite eforturi, ni se deschide ușa raiului și Dumnezeu zice, veniți și intrați în împărăția mea. Știți cum pune el întrebarea? Zice că învățătorul legii îl întreabă pe Iisus ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și m-am uitat într-o altă traducere și spune mult mai profund. Zice că omul ăsta l-a întrebat în felul următor. Eu pot să fac ceva ca să obțin viața veșnică? Pot sau nu pot? Spune Scriptura, la un moment dat că un tânăr bogat a venit la Domnul. Și el, în mentalitatea lui, avea aceeași gândire, zice, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Și specifică Scriptura, că era bogat. Și chiar și ucenicii au rămas mirați, zice, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Cine poate atunci să fie mântuit? Și Iisus le sugerează foarte simplu, mă, oameni buni, nu voi ați rezolvat problema mântuirii, ci eu. Prin niciun efort omenesc nu se intră în cer, ci se intră prin jertfa din Golgota a Domnului Iisus Hristos pe baza credinței în El și a Harului Mântuitor de care ne-a făcut parte. Omul ăsta a crezut că mântuirea și moștenirea vieții veșnice e prin fapte. Dați-mi voie să vă spun că darurile lui Dumnezeu, atât moștenirea vieții veșnice, cât și alte aspecte ale darurilor lui Dumnezeu, nu se capătă prin fapte și nici prin bani, prin resurse omenești. Știți pățania lui Simon, vrăjitorul din fapte 8? O crezut și el așa la nivelul minții, în mod intelectual în Iisus și a fost băgat în apă, botezat. Probabil nu l-a cercetat Filip îndeaproape. Să vadă omul ăsta chiar s-o lăsa de trecutul lui, crede real în Hristos sau nu. Și când au venit apostolii Petru și cu Ioan, zic eu, oameni mai cu experiență în lucrarea lui Dumnezeu, oameni care au trecut prin anumite situații în viață, omul ăsta și-a scos banii din buzunar și le-a dat bani să capete și el puterea, să-și pună mâinile peste alții ca să primească când își pune el mâinile și alții botezul cu Duhul Sfânt. Știți ce a zis Petru? Îmi place că a fost hotărât. Întotdeauna Petru a fost hotărât. A zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Ai crezut că lucrul acesta, adică darul lui Dumnezeu, se capătă cu bani. Și zice, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta, dacă e cu putință. Și parcă mi-l imaginez pe omul ăsta tremurând, spunând, rugați-vă voi, că el nici nu mai știa cum să se roage, ce să zică. În situația de față, fiindcă era un falimentar, inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu. A rămas același neschimbat, doar că a intrat în apa botezului. Mulți și astăzi intră într-un baptister, declară de pe buze cuvinte frumoase, până la moarte cântăm noi anumite cântări în biserică, suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul să și murim. Și uneori ațipim în biserică la slujbă. Alte ori venim după câte o jumătate de ceas la biserică și plecăm mai devreme. Când se cântă, nu cântăm la rugăciune nici așa. Și noi suntem gata să ne jertfim. Au fost gata cei care au scris astfel de cântări, inspirate. Dar noi le-am preluat mesajul, fără să ne gândim la el. A crezut că moștenirea vieții veșnice se obține așa, prin ceea ce fac eu, prin ceea ce face altul, prin eforturi omenești. Aș vrea să clarificăm puțin problema asta. Dacă nu se obține moștenirea vieții veșnice prin eforturi omenești, prin fapte umane, cum se obține atunci? Vreau să spun aici câteva lucruri. Mai întâi, moștenirea vieții veșnice nu se obține prin merite omenești, ci prin meritul singurului Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Și ce spune Pavel despre Domnul în Efeseni, capitolul 1, versetul 11? În El, auziți, am fost făcuți și moștenitori. În El, nu prin noi.
nu prin câștigurile noastre, nu prin merite omenești, nu prin influența unuia sau altora, ci în El, în Fiul lui Dumnezeu, am fost făcuți și moștenitori. Asta înseamnă că e harul Lui, e meritul lui Hristos. Apoi, moștenirea asta vieții veșnice nu e prin merite omenești, ci e pe baza credinței în El și, să reținem, a nașterii noastre din nou. Adică e nevoie de o credință veritabilă în Iisus, care să demonstreze că viața mea s-a schimbat, s-a regenerat, sunt un om nou în Hristos. Spunea Pavel în Roman 4:16, moștenitori, auziți, sunt cei ce se fac prin credință, nu prin fapte, zicea el la Efeseni 2:9, ca să nu se laude nimeni, că apoi aș putea să mă mândresc, să mă afirm, să mă scot în evidență, e prin credință. Când Pavel a primit mandatul să ducă Evanghelia la neamuri, ca oamenii ăștia să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, spune în Fapte 26:18, partea a doua versetului, și să primească prin credința în Iisus iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și sfințirea aceasta este cea care o dă Domnul atunci când oamenii îl acceptă pe el și se întorc de la întuneric la adevărata lumină. E vorba în pasajul acesta de sfințirea pozițională, adică în Hristos, și apoi urmează procesul sfințirii de zi cu zi. Observați, prin credință se capătă și iertarea de păcate și moștenirea aceasta a vieții veșnice. Dar credința aceasta duce la nașterea din nou a omului, la transformarea omului în urma credinței reale în Dumnezeu. Eu pot să declar cineva e născut din nou sau nu e născut din nou, în funcție de credința omului în Dumnezeu. Și ce spunea Petru în prima epistolă, capitolul 1, versetul 3 și 4? Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, auziți, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, zice că moștenirea asta e păstrată în ceruri pentru noi. În urma nașterii din nou, prin învierea Domnului Iisus Hristos. Nu se intră oricum, nu se intră foarte lesne în împărăția lui Dumnezeu. Se intră printr-o credință veritabilă în Iisus, care demonstrează că omul este schimbat, este născut din nou, în urma jertfei, a morții și a învierii lui Hristos. Așadar, faptele bune nu mântuiesc pe nimeni. Faptele bune trebuie să urmeze mântuirii omului. Mai întâi, ordinea la Dumnezeu e următoarea, credința în Iisus, apoi faptele care trebuie să existe. Credința, apoi faptele. Așa spune și Iacob, să unim cu... Nu spune invers. Nu. Nu spune cu faptea să unim credința, ci cu credința să unim și fapta. Zic în această dimineață, Dumnezeu să ne dea priceperea necesară și să înțelegem că în raiul lui Dumnezeu, cum zicem noi, nu se intră prin eforturi omenești, ci se intră pe baza unei credințe autentice în Iisus și pe baza transformării vieții omului, un om născut din nou. Și aici fac o paranteză. Asta nu înseamnă că omul nu mai trebuie să se boteze în apă. Nu înseamnă că omul nu mai trebuie să stăruie după botezul cu Duhul Sfânt. Fiindcă nu vorbim numai de intrarea în mântuire, intrarea pe cale, ci vorbim și de rămânerea în harul lui Dumnezeu, în mântuirea lui Dumnezeu. Și omul are nevoie de putere. Și puterea o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu cred în felul următor, fraților. Dumnezeu Tatăl a planificat mântuirea. Dumnezeu Fiul a realizat mântuirea. Și Dumnezeu Duhul Sfânt conduce sau susține mântuirea până la capăt. De aceea avem nevoie de toate elementele, dar să nu considerăm în mintea noastră. Mă, am fost la stăruință vreo 3 ani de zile, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și de aceea acum Dumnezeu îmi deschide ușa să intru în cer. Nu din motivul acesta,
ci din motivul că l-am acceptat pe Hristos, dovedind credință reală în El, că viața noastră s-a schimbat. Și atunci când se schimbă viața unui om, el, ca să rămână în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să întrunească tot ce spune acest cuvânt vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu. Și ce spune Domnul Iisus în Ioan 14? Dacă mă iubiți, veți păzi o parte din porunci. Poruncile. Adică tot ce ne-a dat El aici. Aici se vede adevăratul test al credinciosului. Nu uitați, faptele bune trebuie să urmeze mântuirii. Nu ne dezicem de ele, nu le anulăm, dar mai întâi e credința în Iisus și apoi vin faptele acestea ale credinței. Știți că omul acesta a mai făcut o greșeală destul de mare? Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-aplica în viața lui. Revin la ce am spus în introducerea predicii. Iisus i-a pus două întrebări. Ce scrie în lege? Cum citești în ea? Adică nu-i suficient să citim ce scrie în Biblie. Trebuie și să interpretăm Biblia. Să o înțelegem. Știți ce se întâmpla pe vremea lui Ezra? Oamenii desrușau cuvântul lui Dumnezeu ca el să fie înțeles, adică îl interpretau. Nu vreau să spun că această cunoaștere a cuvântului nu este bună, ba, e absolut necesară, fiindcă a zis Domnul Saducheilor, vă rătăciți că nu cunoașteți Scripturile. În Matei 22 spune unul din versete lucrul acesta. Ba chiar spunea Domnul Ioan 5:39, cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viață veșnică. Isaia spunea în capitolul 34, la un moment dat, că căutați și citiți în cartea Domnului. Dar cunoașterea cuvântului Dumnezeu, și doar atât, nu-l bagă pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Că și preoții cei mai de seamă, că i-au întrebat Irod în Matei 2, unde se va naște Mântuitorul, unde trebuia să se nască, o știu totul pe din afară. Ei care erau doar la vreo 8 kilometri de loc unde s-a născut Iisus, dar nu le-au păsat că în lume a venit un Mântuitor ca să-L caute, să se închine înaintea Lui și a trebuit să vină magii din mare îndepărtare până la locul unde era Iisus, pruncul în iesle. Cunoaștere fără aplicare. Știți că fiii lui Eli erau preoți? Ce ziceți, oamenii ăștia ca și preoți trebuia să cunoască legea lui Dumnezeu? Dar punctul slab în viața lor care a fost? O împlineau legea lui Dumnezeu? Nu. Ne socoteau darurile Domnului și făceau un păcat foarte mare, spune acolo prima carte a lui Samuel, la capitolul 2, și apoi mai trăiau și în imoralitate cu anumite femei care erau în perimetrul respectiv, în zona lor de slujire. Cunoșteau, dar nu aplicau. Și ce spune un cuvânt? În Matei 23:3, despre cărturași și farisei, ei zic, dar nu fac. Și zicea Domnul Luca 6:46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu? Și nu facem. În Matei, acolo unde se spunea despre cei care au prorocit în numele Lui și au făcut minuni, Domnul n-a zis, pe baza lucrării voastre veți intra în rai. Nu! Și cei care fac, în urma schimbării lor, ceea ce le cere Mântuitorul. Am primit zilele acestea un e-mail din Statele Unite ale Americii cu privire la un păstor de-al nostru român. Pe 26 ianuarie 2012 a fost excomunicat definitiv din biserică. Știți de ce? Pentru că de ani de zile își permitea să trăiască în imoralitate crasă, dovedită până la urmă, deși el n-a recunoscut-o inițial. Dar cunoștea legea lui Dumnezeu, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, îl predica în mod regulat. Dar cu el s-a întâmplat cuvântul din Roman 2, pe la versetul 23, care spune, tu care propovăduiești să nu furi,
furi, tu care propovăduiești să nu prea curvești, prea curvești, trăiești în imoralitate, cu alte cuvinte, a zice Dumnezeu să ne păzească de a rămâne doar la teorie, la cunoaștere, ci să trecem mai departe la aplicație. Oare noi nu știm că marțea și joia trebuie să venim la biserică? Și nu numai duminica? E vreunul care nu știe? Știm. Dar la capitolul aplicație se mai pun semne de întrebare cu privire la noi. Oare noi nu știm că nu trebuie să ne bârfim semenii? Dar știți ce facem? Bârfim până ne doare gura. Și când nu mai avem ce să zicem, mai stăm o leacă, apoi ne trece durerea și o luăm de la capăt. Oare noi nu știm că nu trebuie să furăm și totuși unii își mai permit așa, câte un pic de la servici, de cunoscut, cunosc. Problema e la aplicați. Că mi-a zis unul odată, nu o fi un păcat, lucra la o tâmplărie și zice, câte un kilogram de cui odată la o jumătate de an, nu-i păcat. Dar când am fost la un frate să ne rugăm, era bolnav și urma să-i se facă ungerea cu un de lemn, înainte să se intre în rugăciune, el a zis, eu vreau să vă mărturisesc două lucruri. Și unul dintre ele zice, mi-aduc aminte că de aproximativ 30 de ani am luat o rangă de la servici. Și în urma mărturisirii s-a făcut rugăciune. Și acolo lucrează Dumnezeu unde există sinceritate și de tămăduire și de speranță. Oare noi nu știm că trebuie să luăm cina în mod regulat? Numai că unii noi au cu lunile sau cu anii. Eram undeva într-o localitate lângă Timișoara, într-o familie, stăteam la masă și soția din casă zice de aproximativ un an de zile. Auziți, un an, n-am mai luat cina. Stăteam în living la vorbă, soțul era undeva în bucătărie, pregătea ceva acolo și aude dialogul și vine de urgență în living și spune, nu se poate, soție. El cânta în fanfară, ea în cor, zice, de un an de zile și eu nu cunosc nimic. Și apoi au început să deruleze povestea și stăteam și mă uitam mirat, cum de la un conflict care nu s-a rezolvat pe gustul ei, ea n-a mai putut să ia cină. Măcar că concluzia era foarte bună, conflictul s-a rezolvat după Biblie, nu după gustul ei. Observați, cunoaștere fără aplicați. Știți care e ultima greșeală? O spun și pe asta și mă apropiu de încheiere că trece și ceasul. Ultima greșeală în viața acestui om, și aici dă Domnul pilda aceasta foarte, foarte sugestivă. Omul ăsta a făcut a patra greșeală în viața lui, a încercat să-și limiteze iubirea față de aproapele său. Pune el o întrebare, fiindcă vroia să se îndreptățească și zice, și cine este aproapele meu? Dar nu el a răspuns cu gura lui. Când l-a întrebat Domnul ce scrie în lege, nu el a zis să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum de ce omul ăsta vrea să se justifice, să se auto-îndreptățească? Oare de ce? Pentru că în mintea lui își limitase iubirea față de unii din semenii lui. Și Iisus îi dă trei învățături prin pilda aceasta și spune, omule, dragostea ta față de aproapele tău a fost limitată în primul rând prin lipsa de compasiune. Și pune în față un preot, care și ăsta învăța, un levit care era cântăreț în casa lui Dumnezeu și apoi prin comparație îl pune pe samariten. Ăștia doi, primii, l-au văzut pe ăla căzut în tâlhar, dar insensibil, s-au dus mai departe. În schimb, samariteanul, la cine nu s-a aștepta nimeni, s-a oprit și s-a ocupat de el într-un mod atât de deosebit. Știți că de peste 400 de ani între samariteni și iudei era un conflict atât de crâncen încât nu se puteau accepta unii pe alții. Și am citit undeva că, într-un mod ciudat, evreii, iudeii, îi considerau pe samariteni sub orice critică. Când vorbeau evreii despre un samaritean,
îl puneau pe același tapet cu un câine. Și samariteanul, în ochiul iudeului, nu era mai mult decât acest animal. Și Iisus vrea să-i spună, uită-te la acest samaritean și uită-te la tine, învățător al legii. Samariteanul a avut milă, compasiune, tu n-ai avut. Tu nu ai, fiindcă vrei să te îndreptățești. Iisus vrea să-i spune că dragostea lui față de aproapele său a fost limitată prin respingerea unor oameni. E vorba tocmai de samariteni. Și apoi, prin auto-îndreptățirea lui personală. E ceva interesant în pilda asta, îi spuneam fratelui Jenu pe bancă. Zice că preotul se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Slujba nu era la Ierihon, era la Ierusalim. Și să reținem, el nu mergea spre biserică ca să ajungă la timp. El se întorcea de la biserică. Și la biserică predicase și apoi pe stradă nu a mai făcut ceea ce trebuia să facă. Adică să aplice ceea ce el învăța pe alții. Fraților și surorilor, e tendința asta și la noi, de multe ori, de a ne limita iubirea față de semenii noștri, că unul e mai închis la culoare și nu pot să-l accept. Că altul e mai sărac și cum să te cobori la nivelul săracului? Că abia are ce să mănânce și cu ce să se îmbrace. Sau altul e mai bogat decât noi și nu putem să ajungem niciodată la nivelul lui. Și atunci noi nu putem să-L iubim, fiindcă există invidie în noi. Dar Iisus spune, indiferent de culoarea omului, de etnia omului, de naționalitatea omului, de ramura lui religioasă, de crezul lui, fiecare om trebuie să-L iubim ca pe noi înșine. Îmi pare rău că în decursul istoriei, în loc ca oamenii să înțeleagă pilda aceasta, în sensul în care a dat-o Iisus, au înțeles-o tocmai pe dos. Fiindcă Iisus la finalul pildei dă o aplicație acestui om și spune, du-te și fă și tu la fel. Fiindcă pilda era pentru el și nu era cu privire la ce a făcut Iisus în viața noastră, ci era cu privire la ce trebuia să facă el în viața semenilor lui. Omul ăsta a pus două întrebări greșite. La început a zis ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și a doua întrebare greșită zice, și cine este aproapele meu? Și Iisus îi dă pilda, făcându-l să înțeleagă că întrebarea trebuia pusă invers. Pentru cine trebuie să fiu eu un aproape? Uitați-vă pe pildă și o să observați lucrul acesta. E foarte sugestiv. La finalul pildei, Augustin interpreta pilda aceasta ciudat de tot și spunea că omul căzut între tâlhari este Adam. Ierusalimul este orașul sfânt, Ierihonul este orașul blestemat. Căderea lui Adam în mâinile tâlharilor reprezintă căderea noastră în mâinile diavolului. Spunea el, preotul și levitul semnifică neputința legii de a ne mântui. Cei doi lei reprezintă Vechiul și Noul Testament. Samariteanul îl simbolizează pe Iisus. Și auziți câtă nebunie! Vinul și uleiul reprezintă sângele Domnului și ungerea Duhului Sfânt, iar hanul reprezintă biserica. Și cineva a spus în felul următor, când în istorie Domnul Iisus l-a dus pe Adam la biserică? Dacă omul căzut între tâlhare este Adam, eu cred că pilda aceasta vrea să transmită foarte sugestiv următorul lucru, a fi aproapele cuiva înseamnă ca iubirea mea să fie nelimitată. Nelimitat. Că o fi țigan, că o fi din Africa, că o fi din Australia, că o fi din Biserica Salem, eu trebuie să iubesc pe toți oamenii că-i poruncă ca pe mine însumi. Închei mesajul spunându-vă, știți că și noi putem face greșeli fatale în drumul spre cer? Tocmai din privința că ne limităm la a cunoaște, fără a trece la ceea ce numim a face, a aplica. Patru greșeli mari
A venit la Iisus cu o motivație greșită. 2. Și-a asumat moștenirea vieții veșnice prin eforturi omenești. 3. Cunoștea, dar nu aplica cuvântul lui Dumnezeu. Și 4. Și-a limitat iubirea față de aproapele lui. În final, spun următorul lucru și un mare adevăr. A ști, fără a face, egal pierzare eternă, veșnică. A ști plus a face, egal viață veșnică. Fiindcă nu pot să facă ceea ce trebuie decât oamenii schimbați de Dumnezeu. Eu vă întreb în final, dumneavoastră ce doriți? Pierzarea eternă sau moștenirea vieții veșnice? Nu uitați adevărul acesta. A face e mai important decât a ști. Dumnezeu să ne ajute să știm ce trebuie și să trăim cum trebuie, aplicând voia Lui. Amin. Îi mulțumim.